dimineața, bună dimineața, ce faceți? Astăzi începem un nou daily vlog. Țin să vă anunț că am deja două cafele la activ, este 9 și un sfert și o să avem, cel puțin în prima parte a zilei, o zi așa cu fetele. Mă văd cu Aniela și cu fetița ei, o să fie prima dată când o văd pe fetița ei și ne întâlnim pentru că am înțeles că ea vrea tăieței chinezești. Și nu, copilul trebuie să mănânce câte tăieței chinezești și ne vedem aici la mall-ul ăsta care e la ieșire din oraș. Tocmai am observat că nu am baterie, nu mă bine. Am zis că dacă tot vine aici, că e destul de aproape de mine, ajung relativ repede dacă prind un autobuz la timp. Ne vedem, mâncăm niște tăieței sau ceva și mai stăm, mai povestim. Și mai dăm cafetele, așa ne mai holbăm pe acolo. Nu sunt prea multe lucruri de făcut în mall-ul ăla, nu sunt foarte multe magazine, dar așa câte sunt, mai căscăm gura și stăm cafetele și povestim. După care vom vedea, nu știu când vin, că v-am povestit că de fiecare dată când mă văd cu Aniela, ne punem la masă și ne ridicăm după 3 ore fără să ne dăm seama că au trecut 3-4 ore. De povestit. E, acum că o să fie și cea mică, Haneli, nu cred că o să fie cazul, dar vedem. O să vedem. Bun, eu sunt îmbrăcată, stați să vă arăt cu ce sunt îmbrăcată. M-am pregătit, m-am echipat corespunzător, adică am blugi, am un maio, care nu reușesc să-l, pe care nu reușesc să-l fac absolut deloc, să stea ca lumea, nu știu, nu-mi place deloc cum stă, mă enervează, în fine. Lăsăm așa și o să-mi iau un picioare, că nu m-am încălțat, o să-mi iau Adidas și alb de la Puma. Și atât. Și ajunge. It's a chill day. Între fete. So, see you later, alligator. Nu știu cât o să filmez, că știți, când mă întâlnesc cu Aniela, de obicei nu prea filmez, dar nu știu cât o să filmez, dar voiam să vă pun în temă, că tot începe un nou daily vlog, să nu mai ziceți că fac numai daily vlog-uri de acasă, no, că mai ești și în lume când filmez, deci se întâmplă să ies. Mi se întâmplă. Rar, dar mi se întâmplă. So, here we go, folks! Mustăți. Ia să vă mai arăt și vouă niște mustăți, că nu l-ați mai văzut de mult. Niște mustăți frumoase. Bună ziua, mustăți! Ce faci? Pădiță! Ui, pisică! Eu am lipsit și nici nu mă bagi în seamă, nici nu-și pasă, nici nu te interesează? E supărată pe mine că i-am aruncat șoarecele. Oh my loves, da, e supărată pe mine pentru că i-am aruncat șoarecele, că de dimineață iarăși m-a cadorisit cu un șoarece. Stați așa că am senzația, da. Așa, m-a cadorisit cu un șoarece pe care l-a lăsat pe aici prin casă, un Jerry. Și a trebuit, bineînțeles, eu să-l alerg și să-l dau afară. Și era viu, săracul, și l-am dat afară și s-a supărat pe mine, că de ce-i nu? No, m-am întors și am fost prin toate magazinele, cum am zis. Am stat destul de mult, nu așteptam să stau atât de mult, mai ales că eram cu aia mică și am crezut că o să se plictisească. Se plictisea ea la un moment dat, dar ea a revenit bună dispoziție după aia. Când am plecat, ea încă mai vrea să mai stăm. Dar până la urmă ne-am mișcat. Ne-am găsit haine, nimic interesant. Am căutat și eu și Aniela și nu am găsit nimic. Și Annelies, că așa o cheamă pe fetița lui Aniela, Annelies nu voia nimic. Deci încerca maica sa să ia o grămadă de chestii și nu voia. Și am zis, Doamne, dacă aș avea și eu un copil, dacă știi că iese ca ea, aș face și eu un copil, dar sigur nu iese așa. Așa că mai bine mă opresc. Da, și mi-am luat de la Pepco. Am fost să iau stickere, că tot am intrasem în Pepco și și-a luat și Aniela niște chestii și ce credeți? A fost o ofertă ceva astăzi, că dacă luai două produse, al treilea era gratuit. Da, fain. Și am luat trei seturi din astea de stickere, dar cel mai important lucru pe care mi l-a arătat Aneli, când eram la casă, a fost asta. Un joc. Este joculețul ăla care nu știu cum se numește. A, uite aici. Water Fidget Game.
Așa, acum aflu și eu că așa se numește acest joc, habar n-aveam. Este cu Stitch în primul rând, care îmi place. Stitch este unul din personajele mele preferate. Bine, după Bugs Bunny, Woody și astea clasice, Stitch este din personajele astea mai moderne, este unul din preferații mei. Și este joculețul ăla cu cerculețe pe care trebuie să apeși pe butoane și trebuie să ajungă cerculețele pe bețele alea care sunt acolo. Nu știu dacă voi ați avut chestia asta când erați mici, dar eu am avut. Și a fost jocul meu preferat, bine, și ăla, Tetris-ul. Dar ăsta a fost unul din jocurile mele preferate și l-am iubit de nu s-a putut. Și acum a fost, eram așa de entuziasmată când l-am văzut, Doamne, deci eram toată topită când l-am văzut. Se distra de ceva de groază când m-a văzut. Și i-am zis, nu vrei și tu? A, nu, că nu-i de mine. Și după aia a ținut să-mi arate. Vezi că e pentru 3+. Și zic, da, plus, adică și pentru mine. Da, și a fost foarte simpaticuță, dar s-a fost atât de îngândată, că nu am putut să-l las acolo și l-am luat, da, o să mă prostesc. În rest, ce-am mai luat? Mi-am luat două fețe de perne de la JISC, ca să-mi schimb pernele pe care dorm, pentru că sunt așa, destul de aiure, fețele de pernă pe care le am, pernele pe care le dorm, că dacă, nu, dacă ați văzut, am câte două rânduri de perne. Și mi-am mai luat o cremă cu SPF 50 de la Revox. Pentru că aia de la Gerovital îmi place și nu-mi place, știți? Dar parcă sunt zile în care nu mai aș da cu aia și să o am și pasta și parcă vreau să am o cremă cu SPF 50 pe care știu eu că e super bună și să o am să-mi dau cu ea pe față. Și în rest n-am luat nimic. Da, în rest nimic pentru că n-am găsit haine, nu. Erau reduceri, sunt reduceri, dar pentru noi nu. N-au fost chestii așa de interesante. Și asta am povestit destul de mult, mi-a povestit de căluțul ei, mă rog, nu e neapărat al ei, dar se duce la echitație și mi-a povestit ea cu echitație acolo și era atât de încântată și fascinată de ca și e foarte, foarte simpaticuță și foarte drăgălaș și foarte dulce și i-am promis că o să mergem, că vorbisem oricum cu maica sa, să mergem la muzeul ăla cu pietre, la muzeul de geologie. Că am fost odată cu Eugenia, dacă vă aduceți amintea, cu câțiva ani și voiam să mai merg și am promis că o să mergem când mă întorc de la mare. Că, apropo, când o să vedeți voi clipul ăsta, eu o să cam fiu plecată pe la mare. Da, în rest, nimic spectaculos așa. Mall, v-am zis, mall-ul ăsta de aici, de la intrare din oraș, nu e prea... Așa, nici nu are multe magazine și nici nu e cine știe ce de capul lui. Da, a fost fain. A fost fain să le văd pe fete și să povestim, să stăm ca fetele, așa. E foarte cald afară. E înfiorător de cald afară. Noroc că am găsit un autobuz foarte repede după ce m-au lăsat fetele și am ajuns. Destul de ok. Am dat și la Motan să mănânce, m-am întâlnit și cu Jimini. Am dat și lui să mănânce, i-am dat și la Maimuțică să mănânce. Să mă desîmbrac, să mă schimb și eu, să mă schimb, că în primul rând că sunt transpirată toată și în al doilea rând că aș vrea să fac un duș și să mă curăț de praf și de toate cele și vedem ce mai facem. Mă gândeam că o să vin mai repede decât am venit. Na, v-am zis, gândindu-mă că când suntem cu aia mică, na, ea mai are și ore de somn și am zis că poate... Na, terminăm mai repede și o să vin acasă și o să grădinerez pe seară, dar... Slabe speranțe, nu știu, vedem mai încolo ce facem. Da, și cam așa a descurs ziua mea de astăzi. Hai să mă duc să mă schimb, să pun fețele astea de pernă la spălat, că aș vrea să le și folosesc din seara asta, dacă se poate, dar întâi să le spăl și vorbim mai încolo. Cine înțelege satisfacția acestui moment? Doamne! Doamne! Deci nici nu aveți idee. I'm a baby! I'm a baby! Ah, și tocmai am observat că aveam rămas între dinți o chestie de la înghețată. Am mâncat o înghețată de casă când am venit. Da, mi-am făcut eu o înghețată de casă cu fructe de pădure, adică cu căpșuni, zmeură și afine aveau și am mâncat una, că era rece când am venit ca să mă răcoresc puțin și îmi rămăsese între dinți. So, you're welcome pentru această priveliște magică. De ce nu? Adică dacă tot avem cocoși, tot avem mașini pe fundal, claxoane, vecini care țipă și înjură, de ce să n-avem și ceva între dinți? Adică să-ți fie meniu complet, nu? Mi se pare firesc. Dar eu mă voi juca. Goodbye. Nu știu când o să revin la viață, că eu mă joc. Cineva vrea să câștige recordul pentru cea mai lungă și mai întinsă pisică din lumea asta.
Aoleu, și cea mai căscată, dacă se poate. Ce faci, măi, Udiță? A fost foarte cald. Astăzi, mami, și n-am putut să mă mișc și a trebuit să stau în casă și mă răsfăț. Da, așa trebuie să mă lăsfăț și să fiu foarte, foarte lăfăceată și uitați ce lăbuțe. Uitați și pernuțe roz. Și pelnuțe loz. Avem pelnuțe loz, gheluțe. Da, și pelnuțe negle și pelnuțe loz. Și mutăți. Oh, Doamne. Acum cred că ți-ai fi dorit să fim puțin mai despuiată, nu-i așa? Ce faci, băi, pernuțe roz? Păi, pernuțe roz, scuzați zgomotul de pe fundal, dar am geamurile deschise pentru că, da, a fost foarte, foarte cald azi. Și am deranjat mâța. Da, și cu sosete. Dă sosetele astea jos. Ia uitați, uitați. Nu mai poate, dracu, ei, uitați ce pernuțe are. Dă mai sosetele jos. Tai vara cu șosete. Dacă ți-e cald, oh, ce față ai. Of, ce față. Uitați-vă la ea, față. Dăm. Și mustăți. Mă rog, nu o să rău tipa. Hello, people of the universe. Ce faceți? Am văzut că am mascara foarte întinsă pe la ochi. I don't know why. Am zis că ies afară să văd ce mai fac prin grădină. Pentru că aș avea cam multe lucruri de făcut. Am rămas în urmă cu multe lucruri. Dar este muzică și nu pot să vorbesc cu voi în partea aia unde am straturile. Așa că doar veți vedea. Cert este că am gogonele, am castraveciori și încep să-mi înflorească ardeii. Și ar fi bine să îi îngrijesc puțin dacă tot ei își fac treaba. Să-mi fac și eu, nu? Așa ar fi frumos, da? Hai să vedem ce reușim să facem. Încă este cald. Este foarte, foarte cald astăzi și a fost foarte, foarte cald. Și încă este foarte cald. O să mai aștept puțin până să ud, pentru că e prea cald. E prea fierbinte pământul și să se mai răcească. Și după aia udă.
ceva care pare că piuie afară. Da, e foarte ciudată. Nu știu, prima dată mi s-a părut că chiță e Udi. Ce faceți? Da, haideți că numai bine am intrat și eu în casă, pentru că am udat. Îi zise să nu hepic, o să mergem la plimbare, n-am mai ajuns pentru că, stați, îmi dau ăștia jos. Încerc să mă obișnuiesc să port ochelarii ăștia ca paranteză, pentru că nu prea-i port când sunt ochelari din aia cu protecție pentru ecran. Și nu prea-i port, îi țin și țin degeaba și ar cam trebui să-i port pentru că, na, ochi. Și încerc să mă obișnuiesc să-i port, dar pe mine întotdeauna mă enervează ramele, pentru că îmi restricționează câmpul vizual, care la mine și așa este extrem de amărât și extrem de dus cu pluta. Așa, și ziceam, revenind la ce ziceam, că m-am dus afară, am tuns până la urmă gazonul, o parte din el, mai am ceva de tuns mâine, să sperăm că reușesc să-l tun mâine dimineață, că nu e chiar atât de ud, că dimineața e rouă. Știți, asta e proastă, partea proastă, pentru că seara e destul de rece, dimineața este rouă și nu pot să tun dimineața, după care când până se ia roua, deja e foarte cald. Da, și în seara asta n-am reușit să tun foarte mult pentru că era cald și în al doilea rând m-am apucat să ud și am udat nu numai legumele, adică roșiile, castraveții și ce mai am pe acolo, dar am și udat și pomică și pe aia sărăcuții trebuie să-i ud. Am curățat un pic pământul în celălalt strat înălțat, că v-am arătat în vlogul anterior că curățasem în primul, în ăla din dreapta, cum ar veni, cum te uiți la ele cu spatele la casă, ăla din dreapta îl curățasem în vlogul anterior și acum am trecut la celălalt, din stânga, ca să-l curăț și să pun să înfig mâine rapid niște ceapă, că mai am niște arpagic și să înfig acolo niște ceapă ca să mai am niște ceapă verde. Da, am curățat acolo de bălărie, am mai pus niște îngrășământ, niște compost din ăla, după care m-am apucat de udat și mi-a luat destul de mult să ud, dar trebuie să țin mai mult aspersorul să ude și gazonul, pentru că deși l-am udat și ieri seară și azi dimineață și ieri dimineață și l-am tot udat de două ori pe zi, parcă era foarte sete, se vedea că era foarte sete și n-am mai ajuns la plimbare. Acum o să vreau să mă duc să mă spăl, să-mi fac un duș rapid și să mă demachez, pentru că este 10, mi-am petrecut puțin timp editând, fiindcă mâine o să trebuiască să pun toată casa la punct, să fac curățenie, să aranjez totul, să așa, să-mi fac bagajul și să și termin de editat ce mai am, că mai am câteva clipuri de editat, ca să las totul în ordine, pentru că apoi mâine plec la mare și ca să fie totul ok. Nu știu dacă mă întorc, nu dau seama dacă mă întorc, cred că mă întorc până vedeți voi vlogul ăsta. Nu, încă nu mă întorc când o să vedeți voi vlogul ăsta, deci da, eu sunt la mare, vă pup de la mare. Și pentru că mă duc la mare și de o lună mă chinui, mă bate gândul, mă storcește gândul, așa, ce citesc eu când mă duc la mare, că mă voi duce. Spoiler alert, nu cred că se va întâmpla niciun vlog de acolo, pentru că n-are sens să fac vloguri și nu mă duc să zac, pur și simplu, mă duc să stau. Să stau ca o moluscă, așa întinsă, știți? Cum stau boraștele la soare, așa mă duc să stau și eu. Și mă gândeam, ce Dumnezeu să iau eu să citesc? Și m-am tot frunzărit prin cărțile astea ale mele și parcă niciuna nu mă atrage să o iau cu mine. Evident că nu voi lua la mare filozofie, nu voi lua Nietzsche și nici Marcus Aurelius și nici Schopenhauer și nici Machiavelli. Nu, Doamne Sfinte, n-am înnebunit, nu m-a trăznit fulgerul. Nu se pune cazul și nici alte chestii nu vreau să-mi iau. Bine, o să am Vox, nu asta e problema, dar mă gândeam ce citesc eu fizic, ce carte mi-au. Și mi-am cumpărat, am dat comandă pe Elefant, că tot erau zilele Elefant, că au aniversează cât 13 ani sau nu știu cât. Bineînțeles că au început mașinile. Până acum am trecut cu mașină. Într-o oră n-a trecut o mașină și acum am deschis camera, trec iarăși mașinile. Anyway. Erau zilele astea ale Elefant, că fac 13 ani sau nu știu cât fac de când sunt în România și aveau transport gratuit și zic, ia stai mă să pun eu o comandă de câteva cărticele și țineți-vă bine să vedeți ce mi-au luat. În primul rând mi-au picat ochii pe o carte și mi-a plăcut foarte, foarte tare coperta. Și este asta. Așa arată, nu știu, o vedeți de lumină.
E, asta este cartea. Da, și mă uit la ea și văd că este volumul 2 dintr-o serie. Zic, ok, atunci trebuie să cumpăr și volumul 1, dacă îmi place atât de tare coperta. Da. Și că don't judge a book by its cover. E, nu, pe naiba, din contră. Mie îmi place, pentru mine sunt importante și copertele. Și am luat și a doua, și am luat și prima carte. Ca după aia să-mi dau seama că mi-e cunoscută autoarea, Stephanie Garber. Ce a scris Stephanie Garber? Și că am citit ceva recent de Stephanie Garber. Și cum mă uit mai atent, mi-am dat seama că am citit Caraval. Caraval căruia eu îi spun Carnaval. Discutăm și despre treaba asta, da. I-am zis când am vorbit, când am făcut recenzie la cartea aia, am zis Carnaval. Știu, era să omor omorâtă cu pietre, da, știu. Așa, trecem peste, o să vă povestesc. Și am luat, este o altă serie pe care a scris-o Stephanie Garber, nu știu dacă e trilogie ca și Caraval sau este, are mai multe cărți, dar se numește A fost odată o inimă frântă, cred că e cel mai lung nume de serie ever, anyway, și primul volum se numește A fost odată o inimă frântă, a doua, cartea, al doilea volum se numește Balada unui final nefericit. Evident, nu o să le iau pe ambele cu mine, așa că probabil o să citesc una din ele. Și mi-a mai comandat o carte, deci o să iau volumul întâi de la A fost odată o inimă frântă. Și mi-am luat și Ultima dorință. Prima carte din Witcher este o altă serie pe care îmi doresc de mult timp să o încerc, de mult timp, de vreo 2 ani de când tot mă uit pe la booktuberii din afară. Și este o serie iarăși foarte populară, știu că este jocul ăla video, am înțeles jocul video, cred că s-a făcut și serial după Witcher, dacă nu mă înșel. Și parcă recent am auzit că actorul principal care a jucat în Witcher a renunțat și a dat demisia, a plecat sau a fost concediat, s-a întâmplat ceva. Nu e ăla care îl joacă pe Superman? Parcă e tipul ăla? Și știam că e ceva super pasionat, adică el era super implicat și știa, citise cărțile cap-coadă, știu că juca, povestea într-un interviu, că a jucat jocul până la final sau, mă rog, nu știu, ceva de genul ăsta. Nu mai țin minte, sunt amestecat de 2 ani tot aud de seria asta. Ce sunt foarte curioasă și să-mi spuneți și voi cum, dacă ați citit cartea și cum mi se pare, că am auzit că traducerea în română, și am fost avertizată de mai multe persoane, că traducerea în română a cărții ăsteia sau a seriei ăsteia este foarte proastă și că s-ar putea să nu se ridice la adevărata valoare a romanului. Să vedem. Nu știu. O să-i, deci, de principiu, o să iau ăsta. A fost odată o inimă frântă. Am citit câteva pagini, pentru că, apropo, am terminat Apă proaspătă pentru flori. Nu v-am zis, dar o să vină un reading vlog, cred, după vlogul ăsta, da. Nu știu, că sunt cu 4-5 clipuri deja, sunt împrăștiată în 4-5 clipuri și sunt așa, știți, ca pe un mood board, trebuie să le pun, să le mișc de acolo, așa. Și vine un reading vlog și vorbim acolo în reading vlog despre Apă proaspătă pentru flori. Așa, dar am început să citesc așa câteva pagini doar așa ca să-mi fac o idee. Deci, habar n-am despre ce e vorba în seria asta. A fost odată o inimă frântă, habar n-am. Bănuiesc că e ceva tot așa, fantasy, young adult, something, cum e și Caraval. Dar eu când am văzut că în coperta și când am văzut că e scrisă de autoarea care a scris Caraval, zic, ok, that's enough for me. Habar n-am, efectiv, nici n-am citit. Este aici un mic sinopsis, dar nu mă apuc acum să-l citesc, că n-am chef. Iar în Witcher, la fel, nu cred că știu despre ce este vorba, dar știu că toată lumea urlă că este senzațională. Parcă este cu un tip care are ceva puteri speciale și cumva trebuie să trece printr-o perioadă de training, nu știu, seamănă puțin cu Tronul de Cleștar, și după aceea se întoarce împotriva celor care l-au antrenat sau ceva de genul. S-ar putea să-l încurc cu altă serie a lui Sanders. Autorul este Andrzej Spokowski, cred că este polonez, dacă nu mă înșel autorul, și seria a fost scrisă în polonă prima dată, nu în engleză, că de-aia bănuiesc că și problemele de traducere, că a fost întâi tradusă în engleză și după aceea s-a tradus din engleză în română. În ce am înțeles eu, nu știu, cred,
s-ar putea să-l încurc cu Sanders. Habar n-am. Nu știu, dar cert este că e nebunie mare cu Witcher, pentru cine nu știe. Așa, astea sunt trei cărți pe care mi le-am luat. Da, vorba lui Aniela, că n-avei. Na, n-avei. Bă, n-aveam, că nu mă atrăgea nicio carte de fantasy acum. Așa, și acum mă duc să scot tot pământul de sub unghii, să fac un duș și noi ne oprim aici cu daily vlogul ăsta. V-am zis, eu în perioada asta sunt la mare, vă pupic cât vă uitați voi la mine. Și ne auzim în următorul vlog. Da. Ce mai aveam să vă zic? Mai aveam să vă zic chestii? Nu știu, cred că mai aveam să vă zic ceva, dar nu mai... Așa este 10 și ceva, v-am zis să meditat puțin, mă duc să îmi fac duș și după aia Nani, că mâine trebuie să-mi las casa în ordine și toate cele și să meditez și toate cele. Vă pup și ne vedem! Ciao!